Săptămâna viitoare începe cu o conjuncție între Marte și Uranus, influență ce va aduce o energie intensă și ambivalentă pentru majoritatea oamenilor. Această configurare cosmică va amplifica dorința de acțiune și schimbare, dar va aduce și provocări pe măsură. Berbecii vor simți o dorință puternică de a se exprima și de a ieși în evidență. Totuși, această impulsivitate poate fi percepută ca nefirească sau chiar provocatoare de către ceilalți. Este esențial să gestioneze această energie cu tact și să evite conflictele inutile. Vărsătorii și capricornii vor fi extrem de proactivi în interacțiunile corporative și sociale. Cu toate acestea, există riscul ca această determinare să devină obsesivă, transformându-se uneori în agresivitate. Este important să-și modereze comportamentul pentru a menține relația armonioasă. Leii și săgetătorii vor întâmpina dificultăți în a comunica eficient cu cei din jur. Izbucnirile de furie și iritare pot afecta relațiile, motiv pentru care se recomandă limitarea comunicării și canalizarea energiei excedentare în sport și activități fizice. Scorpionii vor fi predispuși la acțiuni neașteptate și comportamente imprevizibile, surprinzând atât colegii, cât și rudele apropiate. Aceștia vor descoperi că oamenii din jurul lor nu îi cunosc la fel de bine cum credeau. La mijlocul săptămânii, sextilul dintre Soare și Uranus va aduce o perioadă favorabilă pentru idei și abordări noi, precum și pentru metode progresive de rezolvare a problemelor. Această influență va stimula creativitatea și deschiderea către inovație. Leii vor fi încântați de succesele copiilor lor și de realizările lor creative. Aceasta este o perioadă de satisfacții personale și de recunoaștere a eforturilor depuse. Capricorni, vărsătorii și berbecii vor dezvolta prieteni interesante bazate pe apropierii intelectuale și creative. Această perioadă este ideală pentru a construi relații solide și semnificative. Scorpionii se vor găsi brusc în lumina reflectoarelor, simțindu-se confortabil în această poziție de vizibilitate. Este un moment propice pentru a-și demonstra abilitățile și a-și câștiga respectul celor din jur. Gemenii și balanțele vor primi sfaturi valoroase din partea cercului lor apropiat, ajutându-i să navigheze cu succes prin provocările curente. Taurii și fecioarele sunt încurajați să participe la evenimente de afaceri și culturale. Aceste experiențe le vor aduce oportunități de networking și îmbogățire personală și profesională. Sâmbătă, sextilul dintre Marte și Neptun va oferi o oportunitate excelentă pentru cei care pot distinge între iluzii false și realitate. Această configurație astrologică va favoriza claritatea mentală și intuiția, permițându-le celor care sunt atenți la detalii să-și atingă obiectivele. Peștii vor avea o ocazie unică de a aborda și rezolva problemele psihologice legate de atitudini sau credințe inconștiente negative. Este un moment propice pentru introspecție și vindecare emoțională, oferind șansa de a elimina blocajele mentale care au făcut ca progresul să întârzie. Berbecii și scorpionii vor beneficia de intuiția lor sporită, pe care o vor folosi pentru a lua decizii eficiente în afaceri și profesie. Aceștia vor simți o claritate deosebită în identificarea oportunităților și vor acționa cu încredere și determinare. Săgetătorii și capricornii vor găsi în această perioadă un moment ideal pentru autoreflecție. Izolându-se de distragerile externe și de comunicarea intensă, vor putea depăși nemulțumirile față de sine și vor găsi resurse interioare pentru a-și redefini obiectivele și a-și întări voința. Gemenii, balanțele și vărsătorii își vor redirecționa energia fizică spre visare pasivă și contemplație. Această abordare va aduce beneficii semnificative reprezentanților elementului aer, oferindu-le o perspectivă nouă și creativă asupra problemelor și proiectelor curente. Săptămâna se va încheia într-o notă intensă și armonioasă, sub influența unei buchete de aspecte astrale, culminând cu luna plină în zodia Capricornului. Aceste energii vor aduce atât noroc în sfera materială, cât și schimbări neașteptate în procesele curente. Cuadratura dintre Mercur și Uranus, împreună cu sextilul dintre Venus și Jupiter,
va genera o combinație puternică de energii contrastante. Pe de o parte, acest aspect va favoriza mari realizări în afaceri și finanțe, aducând de noroc și prosperitate. Pe de altă parte, vor apărea modificări neașteptate și provocări care vor testa adaptabilitatea și inteligența. Săgetători, peștii și racii vor simți o stare de relaxare și stabilitate, consolidându-și pozițiile în afaceri și creativitate. Vor vedea perspective clare și promițătoare pentru viitor, ceea ce le va oferi încredere și motivație. Capricorni, vărsătorii și scorpionii vor fi angajați în căutarea unor soluții inovatoare. Succesul va veni pentru cei care se bazează pe surpriză, inteligență și capacitatea de adaptare. Aceștia vor excela în a găsi abordări non-standard pentru problemele curente. Balanțele și taurii vor beneficia de călătorii și deplasări de succes, îmbunătățindu-și relațiile cu partenerilor. Aceste interacțiuni vor aduce noi oportunități și vor întări legăturile existente. Gemenii și fecioarele pot întâmpina provocări în muncă și afaceri, care vor necesita intervenția și sprijinul patronilor sau al managementului. Este crucial să ceară ajutor și să colaboreze eficient pentru a depăși dificultățile. Pentru toți reprezentanții zodiacului, este important să manifeste precauție în utilizarea tehnologiei, electronicelor și comunicațiilor. Eșecurile și defecțiunile neașteptate vor fi mai frecvente în această perioadă, făcând de necesară o atenție sporită pentru a evita problemele și a menține funcționarea corectă a dispozitivelor. Astfel, săptămâna următoare va fi marcată de o combinație dinamică de energii astrologice, aducând atât provocări cât și oportunități. Sextilul Marte-Neptun va favoriza claritatea mentală și intuiția, în timp ce finalul săptămânii va oferi șanse de succes material și inovare sub influența lunii pline în Capricorn. Fiecare semn zodiacal va avea ocazia să-și valorifice potențialul și să navigheze cu înțelepciune prin aceste influențe astrale. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!